Ha, mă, bă, dar parcă n-am chef să fac nimic pe calculatorul ăsta, nu știu ce să fac, sincer, chiar n-am niciun chef de absolut nimic, doar să le enervez pe Darusel, pentru că el ieri mi-a schimbat corpul și am fost pentru o zi Darusel. Pentru o zi Darusel este cea mai nașpa chestie din lume și n-aș vrea să mi se întâmple așa ceva, adică e cea mai nașpa chestie din lume și chiar nu vreau să mi se mai întâmple așa ceva. Și da, astăzi vreau să le enervez pe Darusel pentru că el m-a enervat ieri pe mine, chiar dacă era foarte frare și toate alea, după cum bine știți, și acum vreau să merg la el să le enervez toată ziua pentru 24 de ore și chiar sunt curios cum o să reacționeze, deoarece o să fie foarte amuzant. Că știți cum e Darusel, dar în fine, hai să mergem acum jos la Darusel, să mergem în cameră la el, să vedem ce face prima oară. Cred că o fi tot pe calculator, dar hai să vedem, poate doarme, ar fi mai bine să doarme. Asta e, să ne uităm. Mă uit acolo, deci nu e la calculator. Ce facem? A, doarme ăsta. Mamă. Mamă, știu ce fac acum. Stai să fug acum repede că prea face ăsta, prea sfărăie atât. Plec acum drept. Bă, dar sfărăie ăsta în toată casa, să aude în continuu. Bun, deci acum că am ajuns și nu mai au la cum sfărăie. Vreau ca prima oară să-i fac cea mai nașpa chestie, să-i fur burgerii. Să intru la frigider, el în frigider unde are el burgerii, toți burgerii, să-i fur pe toți și chiar sunt curios cum o să reacționeze. Bine, sper să nu se trezească acum, pentru că vreau să-l trezesc eu, dar nu în momentul ăsta. Dar hai să vedem, să-l trezim și noi mai puțin mai încolo și hai să vedem acum, intrăm repede. Uite cum doarme, mă, ia să mă uit așa puțin la el. Uite, bă, ce doarme. Bă, stai, mănâncă. Bă, mie nu vine să cred, asta mănâncă în somn. Păi, nu cred așa ceva, dacă și în somn mănâncă ăsta burger, în fine. Hai să merg acum, mă, stai să deschid ăsta, mă, trebuie să vorbesc puțin mai încet și să iau toți burgerii ăștia de aici. Hai să iau pe toți acum, repede, repede, repede. Mamă, și înghețate și toate astea. Ce faci? Ce faci? Mamă, m-am unecat cu burgerii mei, ia-s-mă după. Bă! Mamă, Rafa, ce faci? Ce vrei? Ce vrei? Ce? 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 N-am, ce burger? Ce burger? Bă, n-am niciun burger. Bă, nu ți-am luat nimic, bă. Bă, uite. Uite, n-am nimic, uite, n-am nimic în mână, uite la mine, n-am nimic în mână, bă, n-am nimic în mână. Bă, s-a trezit ăsta, nu-mi vine să crede așa ceva. Ce? Arată buzunarele, bine, arată, uite, ia buzunarul, uite, vezi că n-am nimic. Hai, mă, bă, ia-i mă înapoi, bă, și enervez, bă, Darusele. Bă, ce, bă, Darusele, stai puțin, tu de ce mănânci în somn, bă, Darusele, și în somn mănânci, cum te-ai trezit, zici și mie. M-am necat de la burgeri, așa, fix acum. Bă, cum să mănânci, bă, somn, bă, du-te, bă, Darusele, de aici, bă, că mă și enervez, bă, Darusele. Mie nu-mi vine să crede așa ceva, mă enervează mai repede el pe mine decât să le enervez eu pe el. Dar, ia, bă, Darusele, ce fai, mă, hai, mă, ia-ți toate astea de aici, că crezi că ai uitat ceva, Darusele, vezi că aveai mai multe, sau ce, nu mai nimic, gata, ia, uite, gata, Darusele. Da, cât înghețată, Darusele, bă, ce faci, mă, Darusele, tu, Darusele? Eu sunt magician, ai uitat? Da, ești magician, dar Darusele, am înțeles, ok. Mă pleacă, mă, ce că stau cu înghețata în cap, bă, vin tu să mă enervezi, îmi fur burgeri, îmi fur de ăsta, du-te, mă, de aici. Bă, Darusele, tu nu vezi cum vorbei, mă, de ce să plec, mă, de aici, Darusele, să tu mănânci așa, Darusele, termină de mâncarea aia și, bă, doamne, eu, bă, Darusele, nu mai mâncăm atâta și vorbește ca lumea cum trebuie, tu mănânci cu mâncarea în gură. Da, da, vorbești ca lumea, da, te auzi că ești cu numai cu mâncarea în gură, am înțeles, da, Darusele. Mă pleacă, mă, ce, bă, de ce să plec? Ce? Mă enervezi, bă, ești de simțit? Ce s-a făcut, mă, ce s-a făcut? Uite, îmi fur mâncarea, nu mă lasă, dorm. A, bine, mamă, du-te, pleacă, bă, de aici, nu plec, nu, aici rămân cu tine. Ia, ce vrei să faci? Ce vrei? Bă, nu, gata, plec. Mamă, bă, cum bă, gata. Ce ai zis? Nesimțitule, bă, nu, gata. Mamă, deci, bă, eu vreau să le enervez pe Darusel și el a scoate sabia la mine, am înțeles. Cum mai enervez pe Darusel dacă el scoate sabia la mine? Nu știu ce se poate întâmpla. Dar, hai să vedem ce face ăsta, mă, să cred că deja s-a pus și pe calculator, nu știu ce face, mă, stai. Ia, să nu. Bă, ce m-a enervat, bă, ăsta, prietenul meu Rafael, bă. Bă, el a venit să-mi fure toți burgerii, mă, bă. Se-a furat și burgerul care mi l-a dat-o cadou, bă. Da, mă, foarte nesimțit, bă. Bă, eu zic să-l dau afară din casă. Ce zici, idee bună? Ia că fură asta de aici, să nu vadă, dar să-l acum repede. Le fură. Da. Le iau astea repede de aici. Adevărat. Iau și asta de aici. Ia mă duc o lată. Mamă, stai, cum vede? Mamă, vede. Ciocolată, da. Bă, 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 Ioane, bă, bița mea. Ia să fiu greblis, să fiu greblis. Bă, ce la, bă, lasă-mă, bă, ce fac? Bă, mă străzis aici, pierd meciul, dar Darusele, vine simți ce faci aici, ce cauți? Ce? Bă, da, mă, fugea, dă-mi înapoi pițele și ăla de ciocolată, uite. Ce pizza, mă? Păi uite, e la tine, mă, cum adică? Cum adică e la tine? Bă, pleacă-mă de aici, du-te, mă, de aici, că mă duc să-i mai fur mai mult, mă duc să-i fur toate lucrurile de acolo, ia să-i iau și ăsta, iau și calculatorul, iau și toate astea și fac. Bă, dar roie, Darusel, nu-mi imagineam așa ceva, nu știu cum să-l mai enervez mai mult, atât că prea e prea roie, ia stai să văd ce facem, mă. Ia și-a pus toate astea. Bă, pe cine te-ai supărat, mă, simțitele, tu vorbești de mine, mă, Darusele, bă, tu vorbești de mine. Bă, nu, da, nu, nu,
nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, a treia oară, a treia oară e cu noroi. Acum o să mor, ok? Eu zic să mă lași, că dacă nu... Dacă nu, ce? Dacă nu, bă, asta în tine, ai înțeles? Bine, 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 gata, gata, te las, mamă, mamă, bă, bă, dar, bă, e prea rău, dar înțeleg, bă, ce mai fac, bă, acum, că, bă, mă enervează, mă amenință în continuu cu sabia aia, nu știu ce, nu știu ce să-i mai facă, sincer. Aolă, mamă, mamă, deci nu mai pot, nu mai pot, bă, 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 dar mai și râd în același timp, dar nu prea e de râs, sincer. Hai că mă duc acum din ăla, dar înțeleg, bă, dar, bă, 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 gata, lasă-l pe Ion, lasă-l pe Ion, hai să mergem afară, dar înțeleg. Hai, hai, să mergem. Ce, 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 ce? Bă, ce, bă, bă, așa, bă, Ion, bă, dar hai să mergem afară, bă, dar înțeleg că deja mă și enervez, dar înțeleg, dar stai puțin, nu ieși, nu ieși, vină înapoi, mai joacă-te cu Ion, vezi că te-a stricat Ion ceva, du-te și joacă-te cu Ion acum, du-te și joacă-te cu Ion. Mamă, bine că a plecat, am uitat să-i trag asta, mă, ce faci? Okay. Mă, ce faci mă ăsta, bă? Bă, dar înțeleg, vorbește, bă, mai încet, bă, ce vorbești așa tare, bă, că mă și enervez, bă, dar înțeleg, nu vorbești, vorbește, mai încet, că te-am dat afară. Da, ești afară? Păi, da, unde eram, doamne, bă, mamă, deci mă enervează el pe mine, nu le enervez, eu mă enervează el pe mine, deci, cred că o să se numesc că mă enervează, dar înțeleg. Uite, deci, el nu lasă așa mereu, că asta chiar mă enervează, deci mă enervează în continuu. El își lasă mașina așa mereu în tomberon și eu acum o să o dau în spate, ca și cum să creadă că să-și dea seama, așa, dacă își dă seama că eu i-am umblat la mașină, că i-am parcat-o eu, i-am dat-o în altă parte, că am mers cu mașina lui. Chiar sunt curios, i-am parcat-o bine, da, mă, da, hai că e bine acum. Hai să mă duc acum repede la Darusel. Mamă, și știi ce, vreau să mai fac o chestie, dar asta puțin mai încolo, vreau să-i vând mașina asta, pentru că mașina asta e degeaba, încurcă traficul aici, e degeaba, nu o folosește nimeni. A cumpărat-o el în episodul trecut, că e enervant, dar nu știu, în fine, da. Hai să mergem acum la dar. Bă, dar, bă. Gata, bă, nu mai mânca, bă, lasă-l pe Ion, că ți-l stinge calculatorul acolo acum, gata, hai să mergem. Fii atent, bă, Darusel, Darusel, fii atent, unde vreau să mergem. Bă, lasă-mă. Bă, de ce asta mă enervează? Bă, de ce mă enervez, bă, așa, bă, Darusel, nu știu. Deci fii atent, Darusel, fii atent, hai să mergem acum, hai cu mașinile, hai să mergem. Ce? Am întrebare. Ce? Am dat eu voie să mă umbli la mașină? Nu mi-ai dat voie, de ce? A, păi de ce e mașina mea? Nu e în gunoi. Că eu am parcat-o în gunoi. De ce am gunoi? Stai, înțeles? Păi, bă, au venit ăia cu gunoiul, au luat gunoiul, au luat toate astea. Bă, mi-ai stricat mașina, băi, nu simțiți? Uite ce-mi face aici, am stricat mașina, dă-te la... Unde parchezi, mă, acum o bagi în casă, te dormi cu ea, dar înțeleg, ce-i faci? Da. Hai să mergem, dar ce? Dă-mă mașina asta aici, că mă și enervezi, că ți-o arunc eu de aici, o duc eu departe. Ce te gândeai? Mă gândeam să dau mașina asta, ca a mea, uite, eu am pe asta și mai faină, mă, uite, Lamborghini, cu Tesla, cu ăsta. Da, am înțeles, am bine, mă, dar înțeleg, lasă, hai să mergem, fii atent, dar înțeleg, că vreau să duc într-un loc surpriză, urcă cu mine mașina, lasă-mă, urcă cu mine mașina, că mașina ta e urâtă, rău, dar tot, dar înțeleg, urcă aici, la mine, să-l ce mașină și chiar am eu. O parchez, ia parchează-mă, bă, mă, deci mă enervează el pe mine. Bă, dar se urcă, bă, urcă. Deci mă enervează el pe mine, nu înțeleg așa ce vreau eu să-l enervez și mă enervează el pe mine, chiar nu înțeleg nimic din asta. Hai, bă, dar se le urcă, vino, urcă, hai. Bă, lasă-mă burgeria. Dar se le bine, mănâncă burgeria, cât mai e, că ăsta o să fie ultimul burger din viața ta, dar se le. Da, mergem la diner, dar fii atent, deci o să fie ultimul burger din viața ta, dar se le. Hai să mergem la diner, hai să mergem înăuntru. Vino după mine, Federico, stai, ho, că Federico, am vorbit-o cu Federico, dar înțeleg, ia-mi treabă-l pe Federico dacă îți mai dă burger, ia-mi treabă-l puțin pe Federico dacă îți mai dă burger. Dă un burger, ia, ce-i de mă? Bă, n-ai voie, bă, ieși afară, n-ai voie. Dar înțeleg, vorbește de aici, că de aici să comandă, ești client, nu mai ești angajat, dar înțeleg, ai fost o zi angajat, gata, nu mai ești angajat în continuu. Ia, cere tu burger. Federico, dă burger, ce? Ce nu mai... Nu, frate, bă, m-am supărat, frate, nu mai am voie, nu. Bă, Federico, eu te ajut cu viața, uite, am bani, pot să dau. Și tu cum adică nu-mi dai burger, mai știi ce? Bă, n-auzi că n-are nevoie de banii tăi, nu-ți mai dă burger, dar înțeleg că-i... Bă, uite câți clienți are pe aici și clienții cer burger și clienții nu mai au burger, că-i furtus pe toți, dar înțeleg, deci ne simți, tu mănânci așa. Tu faci bani mai rapiși cu mine, bă, dacă vrei, să cumpăr și pizza și cartofi, ok? Dacă burger nu, ok, e... Păi, bă, și după ce, bă, cum mai, bă, nu, bă, dar nu mai vorbi peste mine, dar înțeleg că nu te aud, că ești prea copil, ai voce de copil mic. Dar să le urcă aici mașină. Bă, dar să le tu n-ai auzit. Bă, urcă mașină, în momentul de față, dar să le nu mai vorbi peste mine, ți-am zis. Ai interdicție la diner pentru că mănânci toate astea, dar să le. Dar hai să mergem acum la benzinărie, să vedem că poate ieși interdicție aici. Doamne ajută, cine știe, la sub, la astea. Hai să-mi bag și o benzină momentan, hai să-mi bag și toate astea așa. Bă, ce vai, pe unde intri? Bă, ai spart. Bine, clar, acum o să ai interdicție. Bună ziua, deci da, vreau chipsuri. Să nu-i mai dați cola și chipsuri niciodată, că copilul Vreau să vă zic că eu sunt Mr. Beast, un fiul lui, și o să vă dau, uite. Bă, n-are, bă,
Bă, ia întreabă vânzătoarele aici dacă o să-ți mai dea vreodată, dar Ruxele, ia... Mai dați ceva? Da, mai dați! Iiii, ce fraier ești, aha! A, mă, du-te, mă, da aici, că deja mă enervez tu pe mine. Bă, dar mă enervează el pe mine, am zis că le enervez eu pe... Ce vrei? A zis că ce interzice, că mă oprești! Da? Fii atent, dar Ruxele, cum te dă la poliție și eu o să-ți iei amendă că eu de ce ai făcut. Ați văzut cumva ce a făcut băiatul ăsta aici? Uitați-vă cum a făcut acolo geamul ăla, l-a spart, a intrat prin geam în loc să intre pe ușa. Ce se întâmplă cu el? Ia spuneți-l, dar să-l lua asta micu. Nu, eu nu sunt responsabil, că sunt mic și responsabil e părintele sau cineva care stă în casă cu mine. Ce fraier ești! Mamă, du-te, mă, de aici, că deja mă enervez, bă, dar Ruxel. Bă, ce se întâmplă așa ceva? Bă, Darcel, cum? Adică ce se întâmplă? Să plătesc eu? Da, tu ai amendă. Mamă, pleacă, mă, de aici, hai, lasă, că mă enervez, urcă aici deja, dar Ruxel. Eu deja mă enervez, bă, mă enervez la o culme, bă, dai, nu mai țin nimic, dar Ruxel. Hai, dar Ruxel, că am ajuns și acasă, deja, uite unde o parchez, dar Ruxel, că tu deja mă enervez, nu înțeleg. De ce? Bă, ce fac? Bă, ești, bă, bine, fii atent, dar Ruxel, am ajuns acasă, deoarece, lasă mașina jos, dar Ruxel, fii atent, mergem cu mașina ta, că trebuie, fii atent, că vreau să facem ceva, dar Ruxel, mergem cu mașina ta, mergem la... Bă, urcă, mă, bă, ce faci, mă? Rafael, facem o cursă, ai, trei... Bă, nu... De fapt, că o să avem nevoie de mașina ta la întoarcere, pentru că mașina asta o să fie vândută și dar... Bă, ce fac? Mamă, ce mă enervează asta. Dar Ruxel, hai repede. Dar Ruxel, fii atent. Bă, stai mă puțin. Dar Ruxel, ascultă-mă, bă. M-auzi, mă? Bă, fii atent unde mergem. Bă, stai mă, nu mai intra. Bă, îmi strici mașina. Deci, bă, dar Ruxel, am ajuns la mall. Dar fi... Eu mai cumpăr ceva? Ce? Nu cumpăr ceva, dar Ruxel, pentru că am primit un apel, dar Ruxel, de unde ai cumpărat o mașină și trebuie să ajungem neapărat la ei. E o urgență, dar Ruxel. Ce fericit sunt! Ești fericit? Bine, hai să vedem cât de fericit... De ce ești fericit? Dar să le ia spune și mine, ce ești fericit? Dacă mai dă o mașină, dacă îmi dă o motocicletă, ar fi fain! Bine, dar să le hai să vedem, că fii atent, eu știu câte ceva, dar să le... Bună ziua, am venit, spune... Stai, am venit aici să-i spune și lui, dar să le ce mi-a spus mie la telefon ca să audă și el, că na, e mașina lui și na. Poftim? Eu nu văd mașina niciodată! Ce, stai, Darcel! Bă, de ce-i supărat? Eu nu le dau mașina mea, mașina! Ce? E mașina mea! Le dau mașina ta, ok? Bă, cum să le dai o mașina mea, că e o mașina mea? Bă, mașina, eu n-am luat-o de aici, tu trebuie să le dai mașina! Darcel, da, tu ai ascultat puțin, de ce? Fiat, hai că vorbesc, eu nu vorbești tu, lasă-mă pe mine să vorbesc. Okay. Bună ziua, e cam supărat, dar trebuie să-i spune și lui, Darcel, lasă aia jos. Trebuie să-i spune și lui de ce? Hai că spun eu. Vino, Darusele. Deci, Darusele, tu trebuie să dai mașina înapoi, pentru că s-a văzut că mașina n-a fost folosită și mașina de fapt avea o problemă la ea care trebuie reparată și trebuie să fie aici înapoi, Darusele, că e de expoziție, Darusele. Și s-a văzut că mașina nu e folosită și au zis că trebuie să revină mașina înapoi, deci tu trebuie să le dai acum mașina. Trebuie să le dai mașina, Darusele, că nu e folosită. Darusele, te bagă, hai, gata, Darusele, dai că te bagă după la pușcărie și știi ce se întâmplă? Nu se întâmplă. Bă, ce faci, mă? Bă, unde intră, mă, ăla? Doamne, bă. Bă, ce fac cu mă ăla? Bă, ce fac cu mă ăla? Bă, dar Ruxel, mă sperii, gata, lăsa mașina. Da. La revedere. V-am adus, vă mulțumim, da? Ok, mamă, ce bine că a scăpat de mașina aia, că mi-au revenit și mie banii înapoi. Acum în sfârșit că am vorbit eu cu oamenii ăștia de aici. Dar bine că n-aude, dar Ruxel, că dacă ar fi auzit, dar Ruxel, dar ce facem ăsta? Bă, ce facem, mă? Unde pleacă mă ăla, mă? Unde pleacă? Bă, ce fac acum? Darcel, nu mă cași cu nimic. Mamă, deci cred că a fost cea mai prostă idee să le enervez pe Darcel. Nu, că ceea ce mi-a făcut Darcel ieri l-a construit, deja nu se mai poate. Adică mi-o pămune, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii că mie nu mi se pare normal. Deci eu astăzi, pentru că ce mi-a făcut el Darcel a construit atunci ieri, nu mai zic nimic. Lasă-vă, vedeți, dacă n-ați văzut ca să vă dați voi seama despre ce este vorba. Bă, eu nu mai suport, sincer. Adică astăzi mi-a venit așa chef dintr-o dată mie să le enervez pe Darcel. Vreau să-l enervez toată ziua, vreau să-i distrug complet, să-i distrug complet ziua. Deci vreau să încerc cât mai multe metode posibile prin care eu vreau să-i distrug complet ziua. Și prima metodă care ar fi? Oare gândiți-vă așa puțin și-i place lui Darcel cel mai mult? Oare nu-i plac burgerii? Ce ar putea să fac eu cu burgerii lui Darcel pe care el îi are în continuu în frigider? Păi aș putea să mă duc eu jos la el în cameră și să-i furt toți burgerii de acolo să-i arunc la gunoi. Nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă este o idee bună, nu? Eu așa cred. Ok, și ca să facem prima metodă, hai să mergem acum repede jos, să vedem ce face Darcel, mamă, să văd ca să pot să fac eu toate. Bă, ce facem asta aici? Hai, mergem, România, dă-i de gol, bine! Si! Bă, alu, Mă, ce fac, mă, la ce te uite tu, Darcel, acum? La fotbal,
bă, e România cu Belgia, cu Gaca, cu nu mai știu. Bă, ce, mă, ce, e România cu Belgia, mă, ce faci, mă, tu ai burger, mă, dar să le iar stai cu burgerii, mă, dar să le dai, mă, încolo de burger, mă, dar să le, că mă, și enervezi, ia, dă-mi-e toți burgerii de aici în mână. Dă-mi-e toți burgerii tăi. Bă, ia pleacă tu, de ce apă. Bine, gata, plec, hai, du-te acolo, uite-te la meci, uite-te la meci. Mamă, deci, dar să se uită la meci, este bine că nu este la el în cameră, dar trebuie să intru repede tiptil pe aici, prin partea asta, să nu mă audă, ca să-i furtă-ți burger să-i arunc la gune. Deci am intrat ok aici, am intrat foarte, foarte frumos. Hai să vedem câți burgeri, mamă, deci are la burger, bă, dar sunt la aici, dar nu e tot, că nu are doar pe ăștia, mai are pe aici, că știu că mai avea el prin... Ok, deci m-a văzut, stați că mă duc repede să-i arunc acum, mă, ce mamă, dar să le iaci. Ce faci? Adică nu înțeleg ce aș fi putut eu să fac cu asta. Deci practic cum prima metodă nu prea a mers. Sincer, dar hai să vedem următoarea metodă dacă o să meargă. Hai să întreb acum repede în casă să vedem, dar știți care este faza? Sper să nu fie la el în cameră, că dacă ok, deci aici nu e, mamă, deci s-ar putea să fie la el în cameră. Ia să mă uit eu, ia să intru. Ah, ok, deci nu e în cameră. E perfect. Deci fiți atenți. Ceea ce vreau eu să fac acum asta în felul următor. Este foarte, foarte simplu. Uitați, mamă, uitați la acolo. Ok, să nu mă vadă, pentru că vreau să intru la el pe calculator. Vreau să intru frumos aici, să-i dau bloc lui Ion și pe lângă cred că este aceasta, pe lângă să-i dau bloc, vreau să-i furt și calculatorul să-l iau de aici, să-l duc ca să nu mai pe unde să se joace. Practic așa instrucțiuni iau, practic cum ar veni, ar fi foarte, foarte frumos. Hai să iau ăsta, să iau și eu foarte frumos. Gata, deci iau calculatorul. Cred că oh, deci am luat, i-am luat și scaunul, iau și calculatorul și acum. Ce aici? Bă, Rafaele, bă. Ai crezut că faci tu mie prank? Mă, tu ai chef de glume, dar să le gata, nu mai, dar tu ai chef de glume, adică, bă, bune, ce înseamnă asta, dar să le, cum să faci o gaură și să pui aici niște zombi, dar să le, ce înseamnă asta? E, bă, Rafaele, bă, da, te știu, Rafaele, rei, știu cu prank-ul ăsta, bă, Rafaele, bă, dar stai, bă, alu, calculatorul meu unde, bă, Rafaele? Ce, nu știu, am plecat, pa, n-am niciun calculator. Oare vă întrebați ce caut la diner? Ei bine, aceasta este a treia metodă, în care eu vreau să-i fac lui Darusel cea mai mare farsă posibilă, cel mai mare deranj, adică să le enervez 100% cu chestia asta, o să-i distrug complet ziua, pentru că vreau să vorbesc cu Federico, să-i dau niște bani, vedeți că am aici niște serviete și vreau să-i dau aici câteva serviete ca să pot să iau și eu toate lucrurile din diner, practic să nu mai existe nimic, să nu mai existe mese, să nu mai existe absolut nimic, pentru că fiți atenți ce vreau să fac, vreau să-l vii fac lui Darusel, practic în felul următor. Vreau să-i zic să vin cu el aici, aibă Darusel, să mergem la diner să mâncăm nu știu ce, și când o să vin aici să vadă că de fapt nu mai e absolut nimic și că restaurantul lui preferat o să se închidă și Darusel nu o să mai aibă de unde să-și ia burgeri, pentru că ăștia sunt burgerii lui preferați. Să mai duce, adică trebuie să ducă până în partea aia la celălalt restaurant, dar e foarte mult de mers și nu prea-i placă, ea dinerul este preferatul lui. Dar haideți să facem acum, să facem trade-ul cu Federico, că dacă nu vrea Federico, nu o să ne iasă, dar să spunem că nu o să ne iasă, pentru că altfel nu putem să mai facem nimic. Dar eu zic că chestia asta chiar o să-l dărâm de tot pe Darusel astăzi, moral, și o să plângă sincer, adică așa o să cred eu. Și spuneți-mi și voi acolo în comentarii dacă sunteți la aceeași părere cu mine. Ok, Federico, deci fii atent, am un deal pentru tine, am un trade. Vreau să facem o mică înțelegere aici pentru un moment, doar astăzi o să spun eu toate lucrurile astea înapoi. Deci da, nu te impacienta, deci fii atent despre ce este vorba. Vreau să iau eu toate chestiile de aici, să dărâm totul locul acesta, să nu mai fie nimic, practic ca și cum restaurantul se va închide și când va veni Darusel, că vreau să vin cu Darusel să-i fac o farsă, dacă încă nu te-ai prins. Vreau să vin aici cu el și să-i spui și tu aceeași părere, ceea ce eu am spus acum aici. Scuze-mă că mă încurc, dar sunt foarte entuziasmat. Nu vreau să vină Darusel la diner, pentru că dacă vine Darusel la diner, nu o să mai ne iasă prank-ul. Trebuie să termin eu toată treaba asta, să nu mai existe nimic și na, nicio problemă. Dacă nu ne înțelegem, o să-ți dau și aici niște serviete, poftim, îți dau banii aceștia, să fie foarte, foarte bine și o să spun eu toate lucrurile astea înapoi, oricum la loc. Și da, cam atât. Nu vreau să fac probleme aici la restaurant, de-aia îți dau și banii ca să ai vânzare totuși într-un fel. Dacă n-ai vânzare, îți dai eu banii cum ar veni pentru vânzare. Ok, deci mă ajuți? Ok. Mamă, deci este planul foarte, foarte bine. Eu trebuie să mă ocup acum. Deci începem cu toate chestiile astea aici. Le luăm foarte frumos și după aceea eu vreau să văd cum o să reacționeze Darusel acum la a treia metodă. Bă, și după vreau să-i fac ceva super, super tare care o să-l dărâme mai rău, pentru că știți că lui Darusel, da, nu vă zic, lasă să facem treaba aceasta și vedeți după aceea. Bun, hai să începem cu partea aceasta, să luăm ceasul acesta, să luăm chestiile astea, luăm și mesele astea, mamă, dar sunt oamenii ăștia aici puse, păi, mamă, nu cred că pot să iau astea. Ok, deci oamenii ăștia cum pot să iau, pe bune?
de fapt, lasai că lăsăm astea, lăsăm astea, stai că scoatem noi chestiile astea de aici, scoatem chestiile astea de aici și vedem ce o să mai rămână. Aia e, sincer că n-avem ce să facem mai mult de atât. Nu pot să scot eu oamenii de aici, dar mă rog. Bun, am terminat. Uitați-vă că am scos și semnul acela unde era burgerul aici, foarte frumos am scos și unde scria restaurantul diner numele cum ar veni. Practic și dacă intrăm în interior, vedem foarte frumos că nu se mai află nimic pe aici. Mai sunt oamenii ăștia pe care nu pot să iau, că nu pot să iau de la masă și toate astea. Dar o să zic lui Darusel cum ar veni că, na, să zică și Federico cum ar veni că asta a fost ultima zi. Până acum gata, s-a scos toate lucrurile și oamenii mai stau la mese aici doar să vorbească și cam atât, că n-au altceva de făcut pentru că restaurantul se va închide și va fi doar un loc așa unde mai vin oamenii să mai vorbească și chestii de genul. Chiar sunt curios cum o să iasă. De Federico, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Îmi pare rău că ți-am scos toate astea, dar o să ți le pun eu înapoi. Uite, îți mai dau niște serviete dacă nu ți ajung alea. Sincer, eu pentru tine fac orice. Ok, deci gata. Bine, eu pentru el fac orice. Bine, nu înțeleg de ce am zis asta, dar mă rog. Lasă, vedeți. Să vedem. Mamă, deci chiar sunt curios deja. Bă, vedeți că eu vorbesc prea mult acum, sunt entuziasmat, nu mai pot. Bă, eu nu cred că mă opresc acum din vorbit pentru că chiar sunt curios de reacția lui Darusel și să sperăm că este o metodă foarte bună prin care o să-i distrug eu ziua astăzi. Bă, Darusel, fii atent, hai să mergem la diner, Darusel, să mai mâncăm, bă, că nu te mai duci, n-ai mai fost la diner. Adoră, Felicent, dacă tu nu pui acum calculatorul de bata, înțeles, hai, până acum, pleacă! Ce să spun, mă, calculatorul? Ce calculator să spun, mă, că n-am niciun calculator, dar să-i tăi nebunit? Da, bă, Rafael, da! Bine, gata, hai că ți-l pun, gata, mamă, deci deja mă enervează pe mine, cred că îmi distruge mie ziua complet, nu înțeleg de ce am vrut să fac treaba asta, dar mă rog, în fine, hai că-i pun, mă, de fapt, îi le las aici să și le pună el, mă, îi le pun aici în sertar, nu stau eu să și le pună el, practic, adică să și le pună el, nu stau eu de treburile astea ale lui, sincer, dar în fine, hai să mergem acum repede, chiar sunt curios cum o să reacționeze, dar se gata, mă, de băi, dar se le fie atent, mă, să ți le pui tu, mă. Ce fraier ești, da, ce fraier ești tu, dar să le că nu ți-a reușit. În fine, deci fii atent, dar să le așteaptă, mă, stai puțin, bă, dată unde... Da, deci pe mine mă enervează, dar să uitați-vă puțin, deși a luat asta de invizibilitate, da, mă, nu de invizibilitate, de invizibilitate a fost de mult, dar vedem că acum și zboară, dar Darusel cu magia aia pe care a învățat el de la vrăjitor, deja mă enervează, sincer, dar, bă, da, bă, dar să le vină mă înapoi, hai că știu că te-ai făcut invizibil, vino aici lângă mine, că vreau să ajut, bă, dar să le aștept. Mamă, deci pe mine mă enervează la culme, sincer. Mă, dar să gata, oprește-te cu asta, dar să le că trebuie să, mă, hai, bă, dar să le gata, nu-ți mai place pe jos, mă, pe jos. Rafa, da, semnă cu burger unde-i? Ce semnă cu... Ah, ăla, da, cu... Bă, chiar unde... Bă, chiar nu mai scrie nici diner, tu vezi că nu mai scrie restaurant aici, ia, sunt bă, diner. Ia, vino. Bă, asta era, mă, dar să le asta era aici, dar uite-te acolo deasupra, că nu mai scrie diner, tu nu știi că scria diner acolo deasupra, bă, dar să le... Dar nu mai vreau că este mine, așteaptă. Bă, dar să le, ce s-a întâmplat? Ce nu mai e nimic pe aici? Bă, Federico, bă, alu, bă, Federico, ce s-a întâmplat, bă? Mă, ce mă, dar vorbește, mă, mai calma, dar să le, că nu te înțeleg, bă, dar să le vorbește ca lumea, că nu te înțeleg, ce, cum adică, mă, dar să le, dar ce s-a întâmplat, pe bune aici? Nu știu, bă, Rafale, bă, nu știu, bă, Federico, bă, dar de ce se închide, bă, diner? Asta, Rafale, mie, bă, cum adică, bă, mi-ai revenit cu Rafale, bă, și ce vă plătea, bă, nu mai fac, bă, dar să le, bă, dar gata, mă, ce, puțin, mă, ce, bă, să închide dinerul sau ce, bă, dar nu te înțeleg, dar să le, de ce faci așa, mă, dar să le, ce de ești așa supărat? Bă, dar iar să bă, stai, mă, dar să le mai închid, mă, dar să le, bă, fii mai calm, dar să le, că nu te înțeleg ce zici și tu mai calm, dar să le mai rar cum ar veni, să te înțeleg și eu pe tine, dar să le cu toată gura. Deci, bă, dar era restaurantul meu favorit, bă, Rafale. Da, mai tare, bă, dar să le, gata, era restaurantul tău favorit, ce, să închide? Da, bă, Rafale, bă, și acolo nu-mi place, bă, nimeni la... Bă, dar trebuie să-ți vină în ureche, dar să le, ca să vorbești cu mine sau ce, ești așa de supărat, bă, Rafale, bă, da, dar să le, ce-i supărat, îmi zici și mie, ce, să închide, pe bune de tot? Da, bă, Rafale, hai acasă, bă, că m-am supărat, hai acasă. Bă, seama, de ce vrei să pleci? Uitați-vă puțin, deci chiar, chiar a mers, l-am supărat extrem de rău, deci a zis că pleacă acasă, uitați-vă la el cum a plecat acolo, deci a plecat, bă, dar să le, bă, Federico, fii atent, îți mulțumesc pentru tot, îți mai dau aici niște, îți mai dau niște serviete, că mai merit, sincer, și da, bă, frate, dar trebuie să pun asta la loc, asta este partea foarte nașpa, dar mă rog, i-am distrus complet ziua lui, dar să le, eu trebuie să pun astea la loc, dar o să le pun, aia e nicio problemă, dar, da, acum trebuie să ne gândim și la a patra metodă, pentru că a treia metodă și a doua au fost reușite într-un fel, dar a treia chiar a fost, asta chiar a fost reușită. Prima n-a fost reușită din păcate, dar să vedem ce să mai iasă în viitor. Mă, ce facem? Uitați-vă puțin la Darusel ce a făcut. Deci, deci el distruge de tot, mă. Wow, foarte. Bă, Darusel, ce faci mă acolo? Bă, alo, Darusel, ce faci? Bă, lasă-mă în pace.
Mă, ce Rafale, bă, dar cum se chidă, bă, Daniel, bă, lasă-mă că sunt supărat. Bă, dar, dar și tu trebuia să distrugi asta de tot, acum ce faci tu? Acum, acum trebuie să repare oamenii ăștia de tot, nu? Da, bă, Rafale, da, 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 așa, da, ce, ce? Da, dar să le știi ceva, hai, pleacă, lasă-o. Bă, uitați-te puțin, mă, nu, că deja mă enervează, păi, mă, ce cald, mă, după mine, dar să le, ce mai vrei, te ești nesimțitul, le distrugi la oamenii ăsta tot, poate voiau să renoveze, dar să le și cine știe? Ah, deci, dar să le pleacă, în fine, mamă, deci mă enervează că acum eu trebuie să fac asta, mai era, uitați-le, trebuie să repar și reparațiile astea, trebuie să repar totul, mă, daunele astea de le-a făcut, dar să nu, că deja mă enervează sincer pe mine, adică, mă, ce, da, nu mai am nimic de zis, sincer, hai să trecem la a patra metodă, că deja, cred că n-ar trebui să mai fac, mă, ce faci, mă? A patra metodă începe chiar acum și nu vă zic prea multe, întreb repede peste dar să le în cameră. Bă, dar să le, bă, ce fai, mă? Băi, oane, bă, băi, oane, bă, dar chiar așa Rafale să-ți dea bloc, bă, bă, Rafale, bă. Tu ai dat bloc, Leon, bă, Rafale, și chiar ai simțit? Bă, nu i-am dat niciun bloc, bă, dar să le, bă, dar să le, bă, ce, mă, ce ai pățit? Bă, acum mi-a zis, bă, că i-am dat eu bloc, e vina mea, bă, Rafale, dar tu ai fost acolo, bă, tu ai fost, bă, și mi l-a calculatorul și probabil i-a dat bloc, bă. Ești chiar să zici, bă, pleacă de aici. Bine, gata, dar să le, dar nu mai țipa așa la mine, că dar să le zici că bă, e vânt în casă, dar să le, la cum țipi, în fine. Bă, dar să le, bă, da, stai, bă, puțin, dar să le, hai să mergem la școală, bă, dar să le, că trebuie să mergem la școală, ne-a chemat repede la școală, bă, dar să le, trebuie să mergem la școală, acum, rapid. Hai, stai, bă, stai puțin, tu ești fericit, mă, uitați-vă puțin, dar să le fericit că mergem la școală, adică, bă, bă, să-mi dai că plin la școală, bă, bună, bă, hai, hai, bă, dar să le-am să te întreb ceva, așteaptă, tu ești fericit că mergi la școală? Nu, bă, Rafle, dar eu vreau să scap din școală mai rapid. Aolea, bă, dar să le, uite, bă, am revenit la școală, bă, dar să le, că n-am mai fost de mult, bă, dar să le. Da, bă, eu am și plecat. Unde? Wow, iar îți dai invizibilitate, bă, dar să le, am gata, că trebuie să mergem la școală. Bună dimineața, bună dimineața, bine, bună dimineața, bine ați revenit la școală, de mult nu v-am mai văzut, da, da, în fine, hai, bă, dar să așteptă-mă și pe mine, bă, unde te duci, bă, asta, ai răbdare, aici, la treabă, bă, asta era clasa, bă, nu e aia clasa noastră, dar să le, asta era clasa noastră. Bă, Rafale, mi-e frică. Hai, bai, că am deschis ușa, dar să le, gata, hai, intră repede. Bună ziua. Mă, unde a plecat, mă, ăla? Bă, dar să le, stai un puțin, bă, dar să le, vină, mă, înapoi, bă, unde pleci, mă, dar să le, vină înapoi, bă, hai să mergem, ce-i, mă, de ești fricos așa, dar să le. Bună ziua! A, ești fricos, bă, dar să le, ok. Fricos, stai fricos! Nu, stai, mă, stai puțin, tu n-ai auzit, bă, dar să le... Oho, era și cazul să mai dați pe la școală. Ce tot ați făcut pentru asta, știți că nu scăpați așa ușor? Da, am avut... Am avut niște treabă și ne scuzați, n-am avut probleme. Dar Râsel a fost în spital, n-a putut, am stat cu el, uitați-vă, săracul nici n-a mai mâncat de foarte mult timp, la cât a stat, a fost în comă, în fine, hai, dar Râsel, lasă, închide ușa, hai să ne punem în bancă, da, ne bucurăm că am revenit la școală, nu-i așa, Râsel? Da, bă, da, bă, banca mea, bă! Păi tu ai pus-o, mă, nu mai știi, doamne, dar Râsel, acum vii aici să faci de-astea, dar Râsel, după ce că ne-ai mai fost pe la școală, dar Râsel, dar nu mai cine treaba asta, în fine. Ia, mă, să mai văd și ce, mă, cum era clasa asta pe aici, mă, frate, pe bune, adică era foarte, foarte, da, în fine. Mă, ce faci, mă, dar să le? Bă, fentele, bă, și ce faci, mă, uite, fentele, uite, bă, ce TikTok faci, uite, TikTok, uite. Ce faci, mă, te uiți pe telefon, mă, la, bă, lasă-mă telefon, dar să le, stai un puțin, dar să le treci la tablă, că te ascult repede, hai că nu avem timp de stat, dacă nu-ți dau direct 2 și am terminat, dar să le. Hai că mă duc așa, deci întrebarea? Da, foarte, dar să le, tu crezi că e 2 plus 2 egal 5 pe bune? Da, să vedem ce spune profesora, dar să le acum, pe bune, adică pe bune. Deja au dat să-mi ștur cu mine să vă fie rușine, 2 la mândoi, la revedere, ce? Bă, da, eu ce am făcut? Bă, dar să le vorbește, el vorbește în frumos, dar să le, că e un om în vârstă, dar să le, dar eu ce am făcut? N-am făcut nimic, ai bine, hai, la revedere, lăsați-ne în pace, hai, pe bun. Bă, uitați-vă. Bă, Mino, bă, eu m-am săturat, bă, de școala asta, bă, m-am săturat de ea. Bă, ajutor, da. Da, uitați-vă puțin, cred că mai rău mi-a făcut rău singur eu astăzi, dar mă rog, în fine, trebuie să repar dinerul acolo, trebuie să mai dăm despăgubiri și la școală, că am făcut treburile alea, să nu avem probleme cu poliția, am primit și nota 2 și eu totuși, adică eu am zis chestiile astea să mai mergem pe la școală și toate chestiile astea de genul, nu că n-ar fi rău, dar știți care este faza? Da, nu știu, de fapt nu că ar fi rău să mergem pe la școală, că n-ar fi, nu, adică nu e rău, adică trebuie să mergem, nu știu ce am zis mai devreme, dar în fine, deja sunt
foarte, foarte supărat, așa, obosit, deja nu mai știu ce să mai fac, sincer. Trebuie să facem și a cincea metodă, dar înainte de aceasta vreau să vă spun în felul următor. Dar sunt deja mai enervat totuși, adică cred că mai rău mi-am distrus eu ziua asta, dar mă rog, nu știu. Pentru a cincea metodă vreau să vă las pe voi acolo în comentarii să-mi scrieți ce vreți să fac în alt episod, pentru că vreau să fac un episod special în care să-i fac o farsă lui Darusel. Și asta este a cincea metodă pe care o să o alegeți chiar voi acolo în comentarii, să o facem într-un episod separat. Vreau să fac treaba asta să fie super, super tare. Poate vine și Alex să mă ajute la farsa pe care o să-i fac lui Darusel. Dar scrieți-vă acolo în comentarii ce idei de farsă aveți să-i fac eu lui Darusel, pentru că chiar sunt curios de creativitatea voastră, ce idei vreți să faceți și poate cine știe cea mai șmecheră idee, pe aia o să o punem în aplicare, pentru că chiar sunt curios ce idei aveți. Și da, nu știu, eu cred că ar trebui să mă pun aici să mă culc, că deja trebuie să dorm, nu știu, că nu mai am ce să mai fac ziua asta, a fost într-un fel un eșec, am mai și râs, dar într-un fel mi-am făcut și mie rău, nu mai am nimic de zis, mă pun la culcare, papa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.